Doresc să vă spun bine ați venit la acest program, programul 3R, care este susținut de Centrul Kamala, Centrul de Meditații și Yoga, care promovează totodată și metodele alternative, naturale de vindecare. Mă numesc Liviu Gheorghe și împreună cu colega mea, Veronica și Carmen, vom asista pe perioada acestui curs, care sperăm să fie cât mai lung, în măsura în care vă trezește interesul, pentru a putea să simțim și să trăim totodată câte ceva din procesul acesta al transformării într-un sens binefăcător a existenței noastre, chiar și dacă cumva ne aflăm într-o perioadă a existenței în care, de exemplu, suntem pensionari sau suntem aflați la o vârstă puțin mai înaintată, chiar și fără pensie. De altfel, acest curs vine în întâmpinarea celor care nu au posibilități materiale, dar care au interes să învețe, chiar și la această vârstă. Am tot respectul față de vârsta noastră și apreciez enorm efortul pe care îl depuneți pentru a continua o existență în formă. Și veți vedea că vom învăța împreună metode de creștere a formei noastre fizice, psihice și mentale. Și pot să vă spun că acest program a început acum 4 ani și o primă parte a sa s-a desfășurat prin asfânia prin voluntariat în cadrul Fundației Medical Creștine Cristiana la Căminul din Sărcele. După care, câteodată o formă mai, să spunem așa, mai accesibilă și celor din Brașov. Și am început cu module de 3 luni pe an. Și după aceea am urmărit să susținem această activitate gratuită pentru cei aflați la vârsta a treia, pentru seniori. Pe unul dumneavoastră vă cunosc și mă bucur că ați revenit. Sperăm să se alieze și cei care au mai fost. De altfel, au sunat mai multe persoane dintre știi noi pentru acest curs. Nu mă îndoiesc că vor apare de la un moment dat. Încolo. Deschidă. Și doamna Maria Bovenită este un veteran al acestor cursuri. Și care ar fi scopul acestui program? Pentru că, după ce vom enumera câteva elemente, să spunem așa, practice și administrative, vă propun să începem să lucrăm încă de astăzi. Scopul unui astfel de program este să crească posibilitatea fiecăruia dintre noastră de a trăi într-o condiție vitală, cel puțin vitală, mai bună. Și de ce spun aceasta? De ce pun aceasta pe primul plan? Pentru că această energie vitală, pe măsură ce timpul trece, ea, în general, are un fel de evoluție descendentă. Și noi trebuie să compensăm această scădere a formei noastre fizice. Vă dați seama că trebuie să intervenim pentru a corecta această cădere, această pantă, trebuie puțin să intervenim pentru a ne menține în bună stare fizică și sufletească pe o perioadă cât mai mare de timp. Chestiunea care vă propun este să începem să lucrăm și de asemenea să integrăm și acasă o perioadă de timp de practică. Vom repeta mereu procedele care vom face la sală. Veți vedea că foarte repede se vor aduna un buchet destul de mare de procede eficiente. Și să vă alocați și acasă ceva timp pentru practica acestor procede. De ce vă spun aceasta? Pentru că
În loc să acționăm o dată pe săptămână, da, am putea să creăm niște puncte, niște platforme de susținere, impulsionând și susținând forma noastră vitală și chiar psihomentală, printr-o practică de o jumătate de oră acasă, sau cei care puteți chiar mai mult. Da? Dar minimul este, și vă sugerez pentru o bună eficiență, să avem și acasă o practică regulată. Da? Tensiunile nu sunt dificile. Au chiar o anumită coerență. Este o schemă pe care noi am elaborat-o în timp și și-a dovedit eficiență. Am lucrat chiar cu persoane care au fost, îndrăznesc să spun, într-o condiție fizică mult mai scăzută ca dumneavoastră, care încă vă plimbați, încă faceți drumeții, încă vă mișcați prin oraș și pot să vă spun că chiar și acele persoane care se aflau într-un scaun s-au simțit mai revitalizate după practica acestei scheme de exerciții. Exercițiile nu fac parte dintr-o simplă gimnastică, așa cum am putea crede la prima vedere. Ele, în primul rând, sunt menite să structureze și să animeze, să reanimeze, să dinamizeze, aș putea spune, structura noastră energetică. Și este un mod foarte coerent de a dinamiza această structură energetică prin practica acestor exerciții. Așa cum veți vedea, vom opera într-un anume fel, vom relua și vom învăța mereu noi procedeuri. Acum, aș vrea să vă fac și o viziune, să vă ofer o viziune asupra a ceea ce noi vom integra până la urmă. Da? Vom apela la niște metode de reeducare posturală. Exerciții fizice sau posturi statice care să ne ajute să ne realiniem structura noastră fizică. Da? Ne vor ajuta foarte mult procedele din yoga, în acest sens. Da? Vom vorbi despre asanele și posturile yogine. Dar, în afară de aceste exerciții statice, vom învăța să fim conștienți și să executăm corect unele mișcări într-un ritm încetinit. În așa fel încât să deprindem sau să refacem, dacă cumva a scăzut, această priză de conștiință asupra corpului nostru în mișcare. Pentru că, odată cu trecerea timpului, este afectat puțin echilibrul. Și când spun echilibru, haideți să luăm componenta acesta echilibrului fizic. Da? Mișcările nu mai sunt la fel de coerente. Nu mai avem o anumită priză oarecum globală, asupra structurii noastre fizice și energetice și, de asemenea, în general, ne mișcăm puțin mai grăbit. Sunt persoane care au ajuns să cadă o dată la 3 luni. Și să știți că povestea asta este destul de greu de rezolvat. Pentru că corpul nostru începe să aibă niște traume. Noi nu trebuie să cădem. Deci nu trebuie să cădem. Noi trebuie să ne asumăm posturi la sol, chiar să fim în contact cu Pământul, din care putem să extragem această energie vitală de natură teluică. Vom învăța să luăm contactul din nou cu Pământul, dar nu trebuie să cădem de la înălțime pe Pământ. Da? Trebuie să ajungem să menținem echilibrul și să evităm orice căzături. Da? În acest sens, trebuie să stimulăm puțin mai mult musculatura, trebuie să stimulăm controlul psihic și mental, trebuie să ajungem la o reechilibrare a structurii noastre fizice. Da? Deci trebuie să creștem echilibrul interior. Da? Odată crescut echilibrul interior, noi putem să realizăm, da? Putem să mergem într-un ritm mai voios. Da? De ce nu? Cei care puteți chiar să alergați, da? Astfel încât noi să nu mai dezechilibrăm, să cădem. Trebuie să reluăm mișcările într-un mod progresiv. Mișcări care dau o anumită încredere în corpul nostru fizic. Noi, dacă am căzut de vreo 2-3 ori, să știți că nu mai avem încredere în corpul nostru fizic. Dacă am suferit câteva intervenții chirurgicale, dacă avem așa o stare mai depresivă, nu avem un control asupra stelelor noastre emoționale,
Avem momente de decădere psihică și avem un fel de fond așa anxios. Da? E ca un fel de cădere. Da? O cădere psihică care după aceea duce la o lipsă de formă în corpul nostru fizic și simțim că parcă nu ne merge bine. Așa să înțelegeți că toate lucrurile sunt totuși înlănțuite. Dacă corpul nostru fizic este în stare bună, dacă planul emoțional se află într-o stare bună, dacă, de exemplu, avem o gândire pozitivă, da, și ne stabilizăm în ea, începem să creștem forma noastră pe mai multe planuri. Da? Și odată cu această formă crește încrederea noastră. Bucuria vieții, bucuria existenței. Da? Noi avem nevoie de a trăi nu într-o stare așa neplăcută de suferință. Da? Cum se mai întâmplă în cazul unor persoane care nu mai au așa multă activitate pentru că s-au pensionat, s-au mai blazat, au apărut rutina vârstei a treia, oboseala. Da? Noi avem nevoie să continuăm existența într-o cât mai bună stare interioară. Trebuie să ne reeducăm în planul atitudinii. Și este bine folosit aici cuvântul a ne reeduca și a reînvăța. Ce? Metode de regenerare, de revitalizare. Pentru că cândva, atenție, cândva, toți am fost mai dinamici, mai activi, mai rezistenți, mai vitali, mai încărcați afectiv, da? Deci toți am avut o formă mai bună, da? De ce să nu recunoaștem aceasta? Poate că este greu să credem că o vom recupera. Aș vrea să vă demonstrăm că este posibil. Dar pentru asta trebuie să avem nevoie de timp împreună. Da? Dar cel puțin putem să ameliorăm niște stări de lucruri care nu ne convin și putem totuși, pe o anumită perioadă de timp, să restabilim anumite funcții. Și una dintre ele, cea mai importantă, vă spun, este cea care ține de fundul acesta global al vitalității noastre. Pentru că fără această energie vitală, suntem cumva căzuți. Da? Suntem într-un fel de groapă de potențial. Da? Nu ne merge bine nici psihic, nici emoțional, sufletește și parcă nu avem, să spunem așa, aripi să ne putem simți bine în viața de zi cu zi. Da? Și atunci, metodele despre care vă spuneam au de-a face cu procedee posturare care amplifică vitalitatea, cu metode care să ne ducă la un control asupra echilibrului fizic, da, și psihic, totodată, metode care să crească puterea noastră energetică și mă refer acum la a cultiva conștient această funcție vitală importantă numită respirația. Deci vom învăța să respirăm corect, profund, pentru a putea să ne susținem vital, energetic. De asemenea, vom învăța metode de autocontrol mental și emoțional. Vom învăța metode de liniștire, de pacificare a minții, metode de focalizare a energiei. Pentru că fiecare dintre noi putem, dacă cunoaștem metoda, să direcționăm anumite energii binefăcătoare pe anumite planuri sau niveluri din ființa noastră, putem astfel să stimulăm energetic unele organe interne, folosindu-ne de puterea minții, de energetismul curativ pe care îl avem fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin intens, la nivelul palmelor. Deci vom învăța și unele metode de, aș putea spune, de autocuralisire a unor afecțiuni, pentru că ne stă la îndemână, dacă știm aceste metode. Și, totodată, vom învăța să ne rugăm, vom învăța să facem meditație, vom învăța să ne liniștim mintea la voință. Pentru că este posibil acest lucru. Da? Deci, toate acestea vor compune un program care vi se oferă progresiv, da?
care se va relua sistematic, care se va intensifica, da? Și vom ajunge să învățăm astfel aceste metode, care după aceea acasă vor fi foarte ușor de realizat, de câte ori doriți dumneavoastră, pentru că deja veți avea posibilitatea de a le repeta în cunoștință de cauză. Totuși, pentru a vi le putea reaminti, eu vă sugerez să, de data viitoare, să aveți un caietel, să puteți să vă notați secvențele de exerciții și acasă, poate la început, pentru a vi le memora mai ușor, cu caietelul să reluați astfel unele dintre exercițiile pe care le învățăm împreună la sală. De asemenea, vreau să animăm puțin grupul și să ne putem întâlni pentru a organiza, de ce nu, o zi onomastică, să vedem un film, să facem niște comentarii frumoase, să avem o seară de bancuri de glumiță, o seară de dans, cum v-am mai spus, da? Deci, de ce nu începe, avem la dispoziție această sală, în unele zile, să lucrăm în felul acesta. Învățând să vă, sigur, să vă dați puțin drumul, să comunicați mai mult, vă veți împrieteni. Dar cel puțin veți fi puțin mai aproape, veți avea, vă veți face cunoștințe, așa cum am văzut că s-a întâmplat și cu celelalte grupe. Și în felul acesta, sigur că crește ceva în noi, ceva care parcă nu a mai fost până acum. Pentru că mulți ați trăit și mai însingurați de-a lungul timpului. Nu ați avut poate condițiile să participați cumva într-un mediu mai social. Ați avut un serviciu, dacă n-a fost un serviciu foarte plăcut și dacă nu ați avut chiar pasiune, sigur că serviciul acela v-a mai redus din forțe, din elanuri, da? Și uneori doreați să scăpați de el. Acum suntem într-o fază în care ce? Ar trebui să ne bucurăm. Suntem într-o fază în care ar trebui să trăim mai mult bucuria unui timp pe care îl condiționăm noi. Nu mai lăsăm ca timpul să-l formateze cei din exteriorul nostru. Da? Învățăm cum să lucrăm în timp pentru binele, armonia, echilibrul ființei noastre.